Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Iași a închis pentru o perioadă scurtă de timp magazinul Selgros din Nicolina. Și asta deoarece vitrinele frigorifice nu erau curățate. De asemenea, au fost constatate și alte nereguli, precum coșuri fără pedală sau fără capac. Pentru toate acestea, hipermarketul a primit și o amendă de 5.000 de lei. Reprezentanții Selgros au anunțat că, după nici 24 de ore, au remediat problemele și au solicitat redeschiderea supermarketului. Națională și în toate servicurile din țară, iar ieri am constatat abateri pe agregatele care le-au îndotare frigidere vitrine și în partea de gastro nu aveau coși de gunoi cu pedală și capac și atunci am suspendat activitatea, am închis locația. Probabil că astăzi va fi deschisă pentru că am făcut deja solicitare și colegii mei au fost de control, unde am înțeles că s-au remediat cele constatate în actul de control ieri. Controlul a suvernit în urma unor verificări efectuate la nivel național în toată rețeaua magazinelor Selgros. Inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Iași au mai efectuat luna aceasta controle în rândul rețelei Mega Image. În urma verificărilor au fost dispuse amenzi în valoare totală de 200.000 de lei.